Salutare, prieteni! Bun venit la primul clip din Adăpostul Uriașilor. Nu am mai postat de ceva timp, am avut ceva probleme cu mașina și am revenit. Am revenit la ei. Avem un clip nou la femela de fluture, bombița mea. Poate cea mai reușită femelă pe care am scos-o eu vreodată pe rasa fluture. O femelă care prima dată, nu știu, cred că s-a speriat cumva de mi-a ratat cuibul și am prăștiat, dar de data asta se dovedește a fi un cuib cu bine. Menționez că nu am văzut pui, așadar îi vedem împreună. Au două zile iepurașii și împreună cu voi aș vrea să îi... Să vedem ce găsim în acest cuib. O să trebuiască să fiu atent pentru că ei sunt năzdrăvani și nu știu cum pot să ajungă jos. Avem un pestriț, bunicel pe desen, grăsuț, se vede că are puțin pui încât să-i ducă. Din ce am înțeles de la tata, suntem undeva la 6. Tatăl este Tomiță, Tomița al meu. Aici avem un janet. Deci doi puiuți. Știu că avem și ceva Charlie. Ceva frumos. Un pic am încărcat, dar puncte bune. Deci încă un pestriț, să dar doi pestriți și un janet. Uite, copii. Ei, se pare că aici e șmecheria. Unul trebuie să fie bun, e imposibil. Asta. Bun pui. Ia uitați. Superb. Superb și dungă frumos. Deci trei pestriți. Avem unul tot pestriț, dar se pare că pe partea asta deloc, iar pe partea asta are un punct, un singur punct gros. Se poate lucra cu janet foarte bine pe așa ceva, pentru că janet întotdeauna face ca, iar unul cel mai mic, tot așa descărcat. Nu știu dacă o să apucă, dacă apucă să se hrănească, cu siguranță va fi și el ok, dar asta e. Doamne ajută să fie bine. Asta e bine rău. Hai să auzim de bine.